Lilian, merg afară să mă joc. Stai, pe mine m-a lăsat mama responsabil. Ți-ai făcut temele? Da, mi le-am făcut. Ia, arată-mi-le. Nu le-am terminat. Atunci nu poți să pleci până nu le termin. Păi, mă așteaptă prietena mea, Andra, afară. Nu ziceai tu că Andra e plecată la mare toată săptămâna? S-a întors mai devreme, ei mi-a făcut o surpriză! Nu te cred, dar când vine prietena ta, lasă-o să intre în casă, să o văd și eu să o salut și tu între timp te duci și îți faci temele. Hai, Iulian, trebuie să mai plimb și câinele. Nu avem câine. Ba da, avem! Larry, văd cum îți miști buzele. Dacă nu mai mă minți și îmi spui adevărul de ce vrei afară, eu o să te las. Vreau să sap în grădină. Să ce? Știi tu, să plantezi și eu niște floricele ca să fie mai frumoasă curtea? Da, nu te cred. De ce nu mă crezi? Știu și cum să fac asta. Iau lopata, să sap groapa, după pun floarea și o ud. Noi stăm la bloc, Larry. De asta cred că minți. A, da. De când? Din totdeauna. Învață să nu mai minți. Viața o să fie mult mai frumoasă dacă spui doar adevărul. Acum du-te în camera ta și terminezi temele și după poți să ieși. Da, mi-am făcut temele. Ce? Tocmai ai recunoscut mai devreme că nu ți-ai terminat temele. Oh, da, m-ai prins. O să merg încet în camera mea și să stau acolo închisă toată ziulica. Larry, să nu încerci să te strecori afară. Nu fac asta. Ca să mă asigur că nu ești afară, o să-ți petreci toată ziua cu mine. Ne jucăm ce vrei tu. Mi-e rău. Ce te doare? Ți-e de la stomac? Da, nu știu. Simt că leșin. Oh, m-a lăsat mama responsabil. Nu cream că o să se întâmple asta. Ce să fac? Cred că am nevoie de o gură de aer. Ia stai puțin. Asta e cândva o scuză doar ca să ieși afară. Să știi că dacă mă minți, ești pedepsită restul vieții. Dar dacă îmi spui adevărul, mergem acum la spital. Nu, bine, sunt foarte bine. Nu mai am nevoie de spitalizare, nu mai am nevoie de absolut nimic. Merg în camera mea să îmi fac temele. Iulian, ce mai faci? Ce vrei de la mine? Nimic. Atunci pleacă de aici, lasă-mă în pace. Nu plec. Atunci fă ceva sau zi ceva, nu sta degeaba. Na, o să stau aici și o să te privesc. Treaba ta pe mine nu mă deranjează. Ești sigur? Da, sunt sigur. Aaaa! Ce te-ai apucat? Oprește-te, du-te și țipă în altă parte. Nu vreau! Mami, vină și ia-o pe Larry de aici. Stă și mă enervează, nu face nimic. Mami nu e acasă. Nu e? Asta nu e de bine. Cine e striară bună? Sigur nu eu. Aaaa! Stai, zi măcar de ce țipi. Nu ți-ai dat seama ca să te enervezi. Hai că pot și spune. Tu ești fratele mai mare. Ia atitudine. Larry, ești... Ce ai? Ai nebunit? Normal, pentru că vii și țipi toată ziua când nu e mami acasă. Stai pe creierul meu în continuu. Nu e adevărat, creierul se află în capul tău. Ceea ce înseamnă că ar trebui să-l scoatem ca să stau pe el. Oh, era doar o metaforă. Ce e aia, o metaforă? Dacă îți zic, promiți să mă lași astăzi în pace? Da, sigur. Metafora este... Aaaa! Cum să-ți explic dacă țipi? Aaaa! Nu te aud! Iulian, poți să stau la calculator? Nu poți. Du-te și joacă-te cu păpușile. M-am plictisit de ele. Vreau să mă joc la calculator. Spune-i lui mami să-ți ia unul. Eu nu te las aici. Dacă nu mă lași, o să-i spun mamei că ai mâncat tot tortul rămas. De unde știi tu că eu l-am mâncat? Te-am văzut. Nu mă spune, mami, te rog, nu o să mai mă lase la calculator. Atunci lasă-mă să stau la el, logic. În 10 minute te las să intru și eu la un joc cu băieții. Acum? Of, bine. Și îmi dai și 10 lei? Pentru ce? Vreau să-mi iau și eu ceva dulce acum că nu mai avem tort. Nu crezi că vrei ca multe? Să zici mersi că te las la calculator. Nu vezi niciun ban. Știi ce se întâmplă dacă nu-mi dai, nu? Ce? O să plângi? Cred că tu o să plângi după ce o să-i spun mamei că i-ai luat banii din poșetă fără să știe. Șșșș! Vorbește mai încet. Gata. Îți dau să-ți zici ce vrei tu. Știi ceva? M-am gândit mai bine și o să te duci tu să-mi iei ceva dulce. Nu mă duc. Și să știi că nu mă mai e cu nimic la mână. Sunt sigur.
Oh, ba da, mai am multe. Da? Ia să vedem. Dacă nu te duci, îi spun mamei că m-ai bătut. Dar nu am făcut asta, nu m-am ridicat de aici toată ziua. Da, dar sigur ai dat cândva în mine. Niciodată, eu nu aș face așa ceva și mami știe asta. Deci nu vrei să te duci la magazin să-mi iei ceva dulce? Nu, du-te singură. Au, m-a durut, mami, Iulian m-a bătut. Gata, gata, mă duc. Ce vrei dulce? O înghețată și o ciocolată. Astea fac mai mult de 10 lei. Sunt sigură că o să pui pe diferența. Ma! Ce ne fac eu pentru seria mea, dragă? Larry, ia vină puțin. Ce? Ăla e cumva hanoracul meu? Nu, am unul asemănător. Știi, e ciudat. Eu nu mai găsesc al meu de ceva timp. De cât timp îl ai? De o săptămână mi l-a dat mami. Fix de o săptămână l-am pierdut și eu. Dă-mi-l. Dar îmi place, lasă-mi și mie câteva zile. Și ce o să zică prietenii mei dacă văd că îl porți și tu și eu? Ar putea să nu zică nimic dacă rămâne al meu de tot? Asta nu se poate, dă-l jos acum. Îți dau unul de-al meu în schimb. Tu ai numai roz. Bă, nu, ți-l dau pe la mop dacă vrei. Wow, mare diferență și în plus ar fi mic de mine. Și al tău e mare de mine, dar ghiși ce, nu mă plâng, uite cât de bine vine. Nu mă interesează, dă-mi el sau te spun lui mami. Am vorbit deja cu mami și mi-a spus că pot să-l port. Bineînțeles că a spus asta, așa rămân eu mereu fără haine pentru că mi le iei tu. Nu ți-am mai luat nimic. Serios? Pălăria e a ta? A, mă rog, doar asta. Dar geaca aia din cuier, a cui e? A, aceea? A, păi, aia e a mea. Ba nu, a fost a mea. Exact, a fost. În trecut, acum, în prezent, este a mea. Dacă mergem acum amândoi în mall și ți-au un hanorac al tău, promis să mi-l dai pe ăsta înapoi și să nu mai mi-e nicio haină? Nu! De ce? Este un deal bun! Da, dar oricum, cu banii aia, pur și simplu ții un hanorac, oricum ajunge la mine. Deci, o să am două. Dacă mai e ceva de la mine, le rup. Rupele, nu sale mele. Dar ai zis că... înnebunesc cu tine. Se face așa frig aici. Vrei hanoracul? Da, te rog. Știam eu că ești o soră bună până la urmă. Cumpără-ți unul. Iulian, ce faci? Bine, tu ce faci? Ai pățit ceva? Nu, sunt bine. Atunci, de ce ești tristă? Păi, mă gândeam cât de mult îmi iubesc frățiorul. Ia zi, ce vrei să obții cu asta? Nimic, doar spuneam că te iubesc. Și eu te iubesc, dar nu stă în fire să fii o persoană bună. Viața te mai schimbă. Ai 12 ani, ce se poate schimba așa major la vârsta ta? Hei, vrei să nu mai fiu așa și să încep să te enervezi? Nu, e perfect, doar că nu cred eu că scap doar cu complimente. Ba da, chiar ești un frate bun. Să știi că și tu ești o soră bună, chiar dacă uneori mă enervezi. Așa suntem noi, surioarele mai mici. Da, și enervante. Iubitoare vreau să zic. Ups, da, scuză-mă. Că tot ai o zi bună, vrei să-ți dau niște bani să te duci să-ți iei înghețată? Ne. Dar tu nu ai refuzat niciodată o înghețată. Vreau să-mi petrec timpul cu tine, frățiorul meu. Ce drăguț din partea ta, dar eu acum am un proiect să-l termin. După ce-l termin, putem să stăm împreună. Dar vreau acum! Dacă mă iubești așa mult, ai răbdare să termin proiectul. Of, bine, te aștept aici. Mergi la tine în cameră și când termin te chem eu, da? Na, o să stau aici. Nu mă deranjează să le aștept pe frățiorul meu preferat. Of, nu te pot refuza când ești așa drăguță cu mine. Bine, uite, hai că fac proiectul ăsta mai târziu și mergem acum și să luăm înghețată. Yeah, ești cea mai bună frate! Și tu ești cea mai bună soră. Hey yo, eu sunt Iulian și e sora mea mai mică. Larry. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați un like, să mergeți și pe Instagram-ul ei. Hi, Larry. Și pe Instagram-ul meu. Larry Iulian.